Îți dorești pentru copilul tău o lume echilibrată, dar să știi că echilibrul trebuie să fie înainte de toate în mintea lui. Ca să devină un adult bine dezvoltat emoțional, învață-l de mic ce înseamnă pierderea și cum să o accepte, te sfătuiește UNICEF. De ce? Știe Mădălina Bucur, editor corespondent al FNews. Mădălina, cum ne învățăm copiii să piardă? Întâi de toate, trebuie să recunoaștem că atunci când jucăm diverse cu cei mici, avem tendința să îi lăsăm să câștige. Asta nu e bine deloc, pentru că îi va face să aibă tendința să trișeze sau să fure. Pe de altă parte, trebuie de aici să înceapă schimbarea, să învățăm strategii ale jocului. Asta îi va ajuta să aibă încredere în ei. Dacă la adolescenți vorbim de pierderile pe care le au la școală sau la diverse competiții, acolo e bine să îi încurajăm să continue, să îi susținem. Dacă nu vom face asta, este foarte posibil ca ei să se cufunde în vicii ca să acopere acea supărare interioară și te las să ascult ce mi-a povestit psihologul Gabriel Bibire. Este foarte important ca părinții să privească în relația cu propriul copil câștigul și pierderea în aceeași măsură. E datoria părintelui să explice copilului că fiecare pierdere este de fapt un câștig, pentru că vorbim de evoluție, nu pe termen scurt sau mediu, vorbim de evoluție pe termen lung. Câștigătorul este cel care participă. Ori participarea face diferența între cei care își asumă și cei care fug de o victorie sau de o pierdere. Mădălina, dar cum ar trebui să reacționăm noi în fața copiilor în cazul unei pierderi? Trebuie să fim autentici, să plângem dacă simțim asta și să verbalizăm, să le spunem exact ce simțim. Asta îi va ajuta pe copiii să capete încredere în noi, să devină extroverți și la rândul lor să știe și ei să își exteriorizeze sentimentele.